Nu știm exact cum va arăta lumea noastră peste o lună, dar peste un an, 5, 10. Că văd tot felul de oameni care își dau doctoratul în previziuni ce se bazează pe aer, pe nimic. Ok, s-a găsit vaccin. Facem vaccinul, tipărim bani ca nebunii, construim din nou ca după război. Cam ăsta pare să fie rolul care i s-a găsit până la urma acestei pandemii. Și pompăm iar bani în economie, doar că acești bani și-au făcut un obicei, cum a fost și la criza din 2008, să meargă doar în buzunarele celor mai bogați oameni de pe planetă. Și apoi ce facem? Mergem iar ca demenții pe consumul ăsta cu orice preț. Să cumpărăm orice, să cumpărăm mult, pe credit. Nu contează, avem, n-avem bani, dăm coace. Ca să asigurăm creșterea economică fără de care capitalismul leșină, în timp ce epuizăm resursele și sugrumăm planeta? Sau ne gândim un pic la un alt mod în care să facem lucrurile, ca să le lăsăm și copiilor noștri o planetă locuibilă și respirabilă? Haideți, mă, că am glumit, dă-i dreacu să se descurce, nu? Ia uite, mă, acum ne gândim la copii și la nepoți. Până la urmă doar așa îi motivezi să nu aibă chiar nimic de distrus. Atunci să-i văd că prea fac pe deștepții. Na, cert e că urmează o iarnă nasoală. Norocul nostru al românilor care am rămas aici să ne iubim țara e că l-avem pe domnul Neluțu. Altfel, nu știu ce ne-am face. Să respectăm regulile. Să nu ajungem în situația de a pune presiune atât de mare pe personalul medical din secțiile de terapie intensivă. Pe bune? Orbane, te rog eu frumos că mă enervez și nici n-a început emisiunea. Nu mai da, mă, mereu pasta cu să nu ajungem în situația. Bă, am ajuns, omule, nu ieri, am ajuns de mult. Această pandemie doar a ajutat, dacă pot să spun așa, arătându-ne tuturor ceea ce oamenii din sistem și pacienții spitalelor știau deja foarte bine, că România omoară prin sistemul sanitar, că în România n-avem sistem de sănătate, ci sistem de moarte. Am ajuns și la limita spitalelor, și la limita medicilor, și la limita nervilor. Și asta din cauza politicienilor și a politicilor aplicate de ei în sănătate. Unde este Partidul Național Liberal aici? Păi jumătate din ăștia 30 de ani și jumătate dintre miniștrii de la sănătate au fost ai PNL. De asta vă rog eu, domnul Șicăbășică, n-o mai dați, domne, zi de zi cu să n-ajungem în situația să... Am ajuns, bă, am ajuns. Doar tu nu vezi unde suntem. Și asta pentru că ești la putere. Ai orbit, Orbane. Trăim momente tragice, am trăit. Și povești tragice. Este foarte greu. Încercăm să facem tot posibilul. Credeți-mă că nu mi-am imaginat că o să ajung să visez pacienții noaptea. Tabloul clinic este înfiorător. Nu seamănă cu nimic altceva. Plâng, frate, medicii ca niște copii. Sunt cu nervii făcuți zacuscă. Duduie prizele la terapie intensivă și vine Orban. Uite care-i treaba, să nu cumva să ajungem în situația să... Unde să mai ajungem, Orbane? Unde? Oriunde ai crede tu că vom ajunge, află că deja suntem acolo, deșteptule. În cel mai mare rahat suntem. S-au adus mașini frigorifice la Timișoara, că nu mai încap morții la morgă. Acolo suntem, Orbane. Aici, zi și noapte, pacienți, ne mor în brațe, ne mor în mână. Câteodată, nici nu mai apucăm să ajungem la ei, că decedează subit. Dacă ai 1000 de bolnavi critici, ce faci? Nu poți să acuzi un medic că tratează numai un 10 sau 20. Mă, să nu cumva să ajungem, unde să mai ajungem, Orbane? A, să fie morți așa pe străzi, zici tu? A? Să călcăm pe cadavre? Păi voi în politică faceți asta din totdeauna. Speranța noastră e vaccinul și numai vaccinul. E ca și cum vedem salvarea în față la 100 de metri, numai că până acolo trebuie să călcăm pe cioburi, cuie și cărbuni încinși. Să nu ajungem în situația... Să ne salvăm? Nu o să ajungem, Orbane, stai flexat. Cam asta e ce înțeleg eu de la medici. Da, domne, tragem cu dinții. Apariția vaccinului ne dă speranță. Dar ce va fi până acolo?
Numai Dumnezeu știe, nici măcar serviciile habar n-au, atât e de nasol. Până atunci ne descurcăm cu un sistem condus de Neluțu, mă. Pentru că fără Neluțu nu se poate, no. E miezul la sistem, Neluțu, mă. Ne prăbușim cu totul fără Neluțu. Cred sincer că am trece cu toții mult mai ușor prin această perioadă dacă am ști că la final de pandemie avem voie să-l prindem pe Neluțu și să-i tatuăm pe frunte cuvintele "Toți suntem vinovați". Am inventariat spitalele care urmează să intre în dispozitivul de luptă anti-COVID. Planul pe săptămâna asta prevede o creștere a capacității cu cel puțin 200 de paturi. Domnul Iohannis face calcule cu dozele de vaccin, dar mie că mai sunt multe prize de explodat până acolo, Doamne ferește. Specialiștii spun că abia odată cu venirea primăverii se vor simți urmările vaccinării, însă timid, foarte timid. Plus că gândiți-vă, suntem români. În momentul în care apare vaccinul, mulți vor spune: a, gata, mă, ia dă-o dreacu de mască, ia dă-l încolo de săpun, mă, mă spăl doar miercurea, cum făceam până acum un an. Și va umbla lumea în fundul gol pe stradă, uitați-vă la mine, că na, a venit vaccinul, a! Ce suntem acum tâmpiți? Să vezi cum vom fi după ce vine vaccinul. Ne vom strănuta în gură unii altora doar ca să ne distrăm pe seama COVID-ului. Da, ce, să mai e mult până aproape. Și mai e și frig. Și mai e și Neluțu, da?